Cu numai câteva zile înainte de sărbătoarea Crăciunului, Nicu Ștefan, în parteneriat cu Asociația pentru Sprijinire și Dezvoltare a Spitalului Municipal Dr. Alexandru Simionescu Hunedoara, organizează o serie de concerte caritabile de colinde pentru sprijinirea bătrânilor bolnavi și singuri. Am inițiat un proiect caritabil pentru a ajuta oamenii care au probleme, mai ales acum în preajma sărbătorilor. De data aceasta ne-am gândit la bătrânii care sunt și bolnavi și cel mai rău e că sunt și singuri. Și de obicei problemele acestea în preajma sărbătorilor sunt mult mai apăsătoare. Primul concert caritabil va avea loc sâmbătă, 19 decembrie, de la ora 18 la Teatrul de Artă Deva, iar biletele se găsesc la Secretariatul Spitalului Municipal Hunedoara. Cel de-al doilea concert va avea loc luni, 21 decembrie, de la ora 15, în Amfiteatrul Spitalului Municipal Hunedoara, unde intrarea va fi liberă. Tot cu această ocazie, Nicu Ștefan va lansa și un CD cu colinde, Noapte de Vis, care se va distribui gratuit, iar cei care doresc pot dona orice sumă de bani. Am profitat de pasiunea pe care o am pentru muzică, am înregistrat un CD cu colinde personal împreună cu prietenul meu, cu Marci Costa, care s-a ocupat de aranjamentul muzical. CD-ul, după cum spuneam, va fi distribuit absolut gratuit, probabil că vom avea și un stand acolo în fața Casei de Cultură în Hunedoara, lângă Brad, unde cineva va sta și va distribui CD-uri. Nu vom condiționa pe nimeni de absolut nimic dacă va primi CD-ul, însă recomandarea noastră este ca cei care primesc CD-ul și care se vor bucura de aceste colinde de Crăciun să se gândească la cei bătrâni și care sunt singuri în preajma sărbătorilor, să facă o donație cât de mică, ori în urnele special amplasate atât acolo la Bradul din Hunedoara, cât și la locațiile unde vor avea loc concertele, sau în contul asociației, care va fi menționat atât pe CD-ul, cât și cu prilejul tuturor evenimentelor. Fondurile colectate vor fi donate bătrânilor bolnavi și singuri.